Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Disperați, au făcut deja o reducere de 3 bani, la care se adaugă aia de 50 de bani de mâine, pentru că 50 de bani sunt 50 de bani, cum ne-a învățat domnul președinte. Corect. Nu un leu, că dacă era un leu, era un leu. Nefiind un leu și fiind 50 de bani, atunci nu e un leu, sunt 50 de bani. Asta este situația. Deci cu carburanții vom vedea ce se întâmplă. Oricum este o preocupare generală în toată Europa, dar în Grecia se trece deja la treabă. Este și controversă mare în Grecia, după ce televiziunea publică a difuzat un program prin care explica telespectatorilor cum poți sifona benzină din rezervorul unei mașini, oarecare, cu un furtun sau cu țăruș și lighean de desubt. Adică... Direct. Mama aia cu țărușul e da. Antică. Da. Păi și ce e cu furtunul? Barbară. Da, barbară. Eu cred că era un reporter școlit în România. Deci, un fel de TVR-ul grecesc, zici. TVR-ul grecesc, da. Uite, a, vezi, în slujba poporului. E că nu o TV-ul grecesc. Programe? Nu, programe, teleșcoală. Da. Cum să... Costas Stamu. Ok, Iasas Costas. A explicat că poate fi folosit orice ela, fel ela. De furtun. Ela, da? Deci nici măcar nu trebuie ustensile speciale. Nu, bine, adevărul că eu nu știam că se mai poate scoate benzină cu furtunul din rezervor. Cum se făcea la Dacia sau la Ursit pe vremuri. Nu știu dacă la Ursit. Dacă bași țărușul, știi cum păi, e. Păi, eu știam că pusese rosită ceva. Și la furtun, ca să... Da. Că pe vremuri... Da. Cine n-a gustat benzină nu e șofer adevărat. Corect. Că apăruseră unele cu pompiță. Numai șmecherii aveau furtun. N-am văzut niciodată. Nu știm că n-am asta încercat, era, dar dacă vrei să ne spui ceva... Era numai pentru șmecherii, evident, era penuria. Adică numai unii aveau furtun de scos benzina și de pus în canistră. Problema când era benzina raționalizată, nu știți voi. Și era un soi de pompiță, știi? Și apăseai așa, face cu burdufel, făceai... și ieșea furtun, nu mai făceai... ca să guști benzina. Da, deci asta era cu furtunul. Costa asta m-a explicat că poate fi folosit orice fel de furtun, ceea ce știm și noi. Apoi un mecanic a arătat care sunt cele mai bune locuri pentru înțepat rezervorul dacă vrei să iei benzina din el. La postul public. S-a dus cu capul. Asta mi se pare fabulos. Da. Deci să mai spune cineva că televiziunea nu se ocupă de educație. Că exact. Mi se reproșează totdeauna. Nu educați poporul. Uite program. Educativ. Na. Și unde trebuie să îi dai? Da. Să subtitreze cineva programul, ce Dumnezeu îi da. Pe rețelele sociale au apărut numeroase glume. Citez mâine în emisiunea noastră cum poți deschide ușa de la balcon pe din afară. Dar și cele mai prietenoase metode de a distrage un câine de pază. Asta e bună. Altcineva a completat. În episodul următor, cum să iei 2 kg de feta și o friptură din supermarket fără să deranjezi vânzătorii. Sunt foarte buni. Ce aș mânca o fetă? Altfel înțeleg. Am mâncat eu ieri. Benzina a ajuns să coste... Mergeți în Grecia cu mașina cumva? Nu. Tu nu mergi? Nu cu mașina. Merg cu avionul. Și după aia? Doamne ajută ce îmi face pe acolo, că s-au scumpit mașinile groaznic. Dar poți să mergi cu rata, cum am făcut eu, știi? Am plecat toată în vacanță în Grecia, am zburat la Atena și trebuia să închiriez mașina să mă duc mai în sud. Înspre Naflio, Tolo, alea, nu știu ce. Și am... pe aeroport, când m-am dus să iau mașina de la aeroport, mi-am dat seama că uitasem permisul acasă. Și unul ăla nici nu-l luase, că de ce? Doar eu mă trecusem șoferia, de ce să-l ia? Și ca atare am mers cu rata în vacanță, cu rata grecească. Și cum e, domnule? Este ok. Sunt puși la punct cât de cât? Da, sunt puși la punct. La întoarcere au venit și 3 imigranți ilegali fuseseră arestați. Dar bine, tu ai fost în zona Atenei, unde cât de cât cred că au STB-ul în ordine. Prin insule, mie tare. Eu n-am văzut... În insule au transport comun catâr. Asta zic. Da. Mi-e teamă. Ba n-au, au și autobuse. Ajuns, au și autocare. M-am este uitat de mașină, da. Am găsit transfer de la aeroport, măcar asta, adică ajung la cazare. Da. Dar după aia e o mașină mică, dar mică. Da, aia e cea mai mică. E 85 de euro. Da, este nasol de tot. Faci ca benzina, care e vreo 2,30 euro în Grecia. 2,5 euro, asta mai să spun, 2,5 euro litrul pe insule. Acum, pentru că ei nu au... Nu l-au pe domnul Iohannis să le spună 50 de euro cent, sunt 50 de euro cent. Corect. Dar dacă te duci cu buletinul de România, nu-ți dă 50 de bani? Bună întrebare, dar nu cred. Da, sunt foarte scumpe mașinile. Ăsta e motivul pentru care mă duc cu mașina în Grecia, că am vrut și eu să mă fac la fel. Eu apucat să-mi iau și cu canistre. Dar fi o idee. Dacă iau benzină ieftină de asta, cum să nu? Bilete de avion. Dar da. Tu ce feta ai mâncat ieri ca să încheiem? De la magazin. Ce, cu pâine? Cu roșii. Mama mea. Și ce bun a fost? Știu. Minune. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.